Mobil ajută pe oricine să găsească hoteluri și bilete de avion mai ieftine, mijloace de transport, dar și să vadă părerile celor care au mai ajuns acolo de curând. Atunci când ajungeți dintr-o altă țară în vacanță, primul lucru pe care îl faceți este să scoateți telefonul mobil, să sunați persoanele dragi și să le spuneți că ați ajuns cu bine. Nu este nevoie să vă folosiți minutele de pe abonament sau să sunați în roaming. Tot ce aveți de făcut este să vă conectați la internet și să aveți câteva aplicații instalate pentru a putea să vă auziți, să vă vedeți și chiar să vă trimiteți mesaje gratuit. Printre acestea, Skype, Facebook Messenger, Viber sau WhatsApp. Pe lângă aceste aplicații, eu mai folosesc și Kayak, o aplicație care mă ajută să-mi găsesc cele mai bune și utile zboruri. De asemenea și TripAdvisor, o aplicație care mă ajută să găsesc cele mai bune hoteluri. Cine nu vrea să stea la hotel și dorește să închirieze o cameră, un apartament sau o vilă cu piscină la un particular, atunci aplicația Airbnb este de mare ajutor. Mi-a fost extrem de utilă. De cele mai multe ori arată mai bine realitate decât când le găsești pe site. Utilizatorul are avantajul că va găsi un preț mult mai convenabil față de cazarea la hotel, iar gazdele sunt mult mai primitoare. Am aflat pe internet, e o aplicație gratuită, chiar acum două zile am avut o cerere de rezervare. Alte aplicații vă oferă informații despre toate evenimentele, spectacolele și programele din cluburi, teatre și cinematografele din destinația de călătorie. Pentru sâmbătă seara avem Singles Night Out la Caro Club, avem Tech Academy Workshop la Cluj Hub. E foarte, foarte greu ca să găsești datele acestea pe un singur loc. Și, în general, îți ia foarte mult timp ca să colectezi tu și să agreghezi datele. Around Me este o altă aplicație utilă. Vă arată pe hartă cele mai apropiate farmacii, spitale, magazine, bănci sau benzinării. Verific întotdeauna ce restaurante bune am în zonă, de care sunt informațiile turistice, ce pot să vizitez, unde sunt locurile de interes. Pentru călătorii cu mașina folosesc Waze. E o aplicație în care șoferii colaborează și își semnalizează unii altora diverse pericole, dacă e un accident, dacă e un radar. Iar pentru cine se pregătește acum să plece în vacanță, aplicația Packpoint poate fi de ajutor pentru a avea rapid o listă cu strictul necesar ce trebuie pus în bagaje, în funcție de destinația aleasă și de durata șederii.